Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Domnul nostru, de vorbă cu ucenicii și mulțimile, spunea: dacă veți fi doi sau trei adunați în numele meu, voi fi cu voi. Astă seară suntem aici în numele Domnului și nu doar doi sau trei, ci mai mulți. Și pentru ca să începem invocând prezența vie a lui Dumnezeu, haide să începem cu rugăciune. Să cântăm împreună Domnului. Hristos a Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Ne-am rugat cântând și am cântat rugându-ne. Asta vom face în această seară. Vom asculta muzica îngerilor. Atunci când începem la strană Heruvicul, ne aducem aminte cu toții, noi care pe Heruvim cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim, cântare aducem. Cântăm cu Heruvimii și cu Serafimii, iar atunci când preotul cu Sfânta Evanghelie în mână, cuvântul lui Dumnezeu spune: binecuvântată este împărăția Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, din acel moment în liturghie suntem în împărăția lui Dumnezeu. Ne mutăm din realitatea asta mică, ne mutăm în împărăția lui Dumnezeu. Și pentru că astă seară nu suntem într-o biserică, dar suntem împreună în rugăciune și în dragoste frățească, vă propun să petrecem împreună o seară duhovnicească, o seară de rugăciune, o seară de bucurie a sufletului, căci ce poate să fie mai frumos, cum spune Sfânta Scriptură, cât de bine și cât este de frumos ca să locuiască frații, să fie frații împreună. Suntem împreună ca să-L slăvim pe Dumnezeu în primul rând și să-I mulțumim pentru toate darurile pe care ni le-a trimis și ni le trimite, deși suntem nevrednici. Astă seară vorbim întâi despre rugăciune, pentru că psaltica nu este altceva decât respirația rugăciunii. Psaltica nu este altceva decât pregătirea omului, așezarea omului într-o anumită stare ca să se poată ruga. Toată cântarea bisericească nu este altceva decât rugăciune, este slavă adusă lui Dumnezeu. Sfânta noastră biserică ortodoxă, încă din primele secole, a îmbinat muzica și rugăciunea în cult ca mijloc de a spori înțelegerea și de a absorbi mai ușor adevărurile de credință dumnezeiești. Așadar, muzica psaltică nu este altceva decât rugăciune. Unul din primii melozi, psalți și iubitori de muzică foarte cunoscut a fost Sfântul Niceta de Remesiana, secolul IV, sudul Dunării. El nu doar a întemeiat așezări monahale
și a înălțat numeroase biserici. El a făcut și o altă lucrare, Sfântul Niceta de Remesiana. A împodobit sfintele slujbe cu cântări din cele mai frumoase, spre slava Preasfintei Treimi. Una din cele mai frumoase cântări compuse de el este imnul cu caracter dogmatic, intitulat Te Deum Laudamus, sau Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, pe tine te binecuvântăm. Știm cu toții acest atât de frumos cântec, iată, compus în secolul IV și pe care biserica îl cântă mereu. Această cântare treimică, ce se cântă în Biserica Ortodoxă până astăzi, ne dovedește că Sfântul Niceta de Remesiana era nu numai un mare imnograf și poet, ci și un mare dogmatist și protopsalt vestit în sudul Dunării și nu numai în acea vreme. Tot Sfântul, vorbind despre muzica bisericească, spunea așa: în cântările noastre creștine, pruncul își află hrană maternă. Copilul înțelege pe cine să laude, pe Dumnezeu. Adolescentul înțelege ceea ce îi îndreptează viața. Tânărul știe ce să urmeze. Omul matur înțelege cum să se roage. Prin muzica bisericească, orfanul își găsește tatăl, văduva își găsește ocrotirea și cel sărac își găsește mângâierea. Textul de secol IV, atât de actual și astăzi, ne arată cât de cuprinzătoare este muzica psaltică. Cu toții ne regăsim pacea ascultând muzică bisericească. Ea este răspunsul frumos al omului la chemarea iubitoare a Domnului. Muzica noastră bisericească, dragii mei, este contemporană cu Sfinții Părinți, spre deosebire de hiturile de astăzi, care viețuiesc 6 luni, 8 luni, dacă ne amintim de un hit din vremurile noastre. Și dacă vă amintesc ce mare hit a fost acum 5 ani, cu siguranță nu mai știți. Dar iată-ne în biserică, noi cântăm de aproape 2000 de ani același imn Preasfintei Treimi. Și asta este biserica noastră, cea vie, păstrătoare a acestei comori uriașe, care este patrimoniul bisericii noastre. Cântărețul, psaltul, protopsaltul este așadar purtător de mesaj divin. Doar dacă luăm exemplu cântării heruvicului de care vă spuneam mai devreme, ne mutăm într-o altă realitate. Fericitul Augustin spunea atât de frumos: cine cântă se roagă de 2 ori, cu condiția să adauge cântării un bob în plus de evlavie. Cântărețul este rugat să adauge cântării lui un bob în plus de evlavie, pentru că, o, tu, cântărețule, dacă vei cânta doar din gură, nu va ajunge nicăieri mesajul tău. Dacă vei cânta din inimă, mesajul va ajunge în inimile credincioșilor. Și cred că fiecare din voi, în bisericile în care mergeți duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare, aveți o rugăciune și pentru cântărețul de la strană, care se ostenește cu sudoarea frunții să vă așeze vouă acea stare propice rugăciunii. Așadar, ce-l caracterizează pe psalt? Evlavia, smerenia, credința profundă și cultura Duhului. În vremurile de demult, aceștia, psalții, nici măcar nu-și notau creațiile, spuneau doar simplu: Ioan Monahul. În Octoih găsim semnătura Ioan Monahul. Nu era altcineva decât Sfântul Ioan Damaschinul, mare sfânt, care, iată cât de smerit semnează la finalul Octoihului. Muzica noastră bisericească este contemporană cu sfinții și este vie de atâtea secole. Biserica, să știți că sărbătorește mai mulți sfinți melozi. Avem în calendar numeroși melozi, însă amintim aici doar 4 dintre ei: Roman Melodul, Cosma Melodul, Ioan Cucuzel și Ioan Damaschin. Și o imnografă minunată, Casia Monahia, o mare sfântă care a compus imnul atât de iubit de psalți și de noi credincioșii, Doamne, femeia cea păcătoasă, ce se cântă în Săptămâna Mare la Denie și pe care cu toții o ascultăm. Toți acești sfinți ne arată că idealul psaltului nu este acela de a-și etala propriile calități vocale, ci dorința lui vie și arzătoare este ca în timp ce el cântă, tot poporul să se roage. Așadar, astăzi aici veți auzi
muzică psaltică, muzica aceasta nu este creată ca să fie ascultată. Este o mare diferență între muzica de astăzi și muzica Sfinților Părinți. Această muzică este creată ca voi să vă rugați. De aceea vă lansez o provocare. Să vedeți cam după câte minute, pentru că vom avea peste două ore de muzică psaltică. Să vedeți așa voi cu voi, cam după câte minute veți fi tentați să băgați mâna în buzunar și să scoateți telefonul. Sunt foarte curios, pentru că dacă veți rezista acestei tentații, veți trăi muzica adânc în inima voastră și atunci când va cânta smerita și buna Ribal, atunci când va cânta Părintele Cabarnos, atunci când va cânta Mihail Bucă, să vă rugați. Ei nu cântă ca voi să le admirați vocile, ei fac o jertfă. O jertfă pentru ca voi să vă puteți ruga. De aceea, în această seară, vreau să înțelegeți că psaltul ne inspiră dorul după Dumnezeu. Ne așează între îngeri, ne aduce în altă lume departe de lumea de astăzi, în care graba, agitația, frica și anxietatea sunt dominante. Astă seară, dragii mei, vă invit la rugăciune. Cei ce vor cânta și vă vor încânta, o fac cu dorința profundă ca voi să vă rugați. Și vă rog și eu să vă rugați și pentru ei, ca Dumnezeu să-i țină. Dăm slavă lui Dumnezeu că în această seară vom auzi voci deosebite, voci care să îmbie inimile voastre la trăire, să trăim împreună o seară duhovnicească, o seară în care să ne putem ruga. Și dacă vreunul dintre voi nu se va ruga în timpul celor 2 ore și jumătate, să-i roage pe organizator să dea bani înapoi. Pentru că esența acestei seri este cântul și rugăciunea. Rugăciunea și cântul. De aceea vă îndemn, în mașină, pe YouTube, music, să nu se supere organizatorii, nu fac reclamă, dar vă spun că așa de bine este ca în mașină să asculți o muzică psaltică, o priceasnă, un Sfinte Dumnezeule, un Agios, o Teos, să asculți muzică și atunci când va intra unul în fața ta, vei zice... Treci cu bine. Și dacă va spune cineva că mergi prea încet, o să zici, iartă-l, Doamne. Pentru că voi veți fi într-o altă stare, iubiților. Muzica vă creează această stare, de aceea mă opresc când am vă mai spune lucruri, ci vă voi spune și altceva după ce va cânta draga noastră Ribal Webe, o minunată domnișoară de la Beirut, din Liban. Mulțumim celor de la Ministerul de Externe care au făcut posibilă viza, pentru că a fost greu ieri și alaltă ieri, ne-am ostenit cu toții prin serviciile de protocol ale guvernului să putem obține repede viza pentru ea și iată, a venit, este aici și va cânta muzică psaltică în altă lume, din altă lume, smerită, curată și plină de harul lui Dumnezeu. Să o binecuvinteze Dumnezeu, bun venit în România, Ribal Webe. Doamne ajută, fraților!